Bună, dragilor! O să vorbesc astăzi despre o temă destul de dificilă. De ce spun asta? Aveam mai de mult o vorbă. Dacă nu vrei să ai conflicte cu oamenii, ori să-ți pierzi prietenii, nu discuta cu ei problemele mari ale vieții. Nu îți impune punctele de vedere în domenii ca religie, politică, istorie, sport, sănătate, alimentație. Deoarece pe aceste aspecte, ca bază, li se structurează realitatea proprie, iar astfel ei au convingeri foarte rigide, iar mulți cred că dețin adevărul suprem. Și totuși, îmi iau inima în dinți și voi vorbi despre alimentație. Te invit astfel să asculți informația ce urmează, fără a lăsa roboțelul să reacționeze. Doar observă. Avem aici o infinitate de moduri de abordare, stiluri de a mânca, feluri de a înțelege acest aspect al vieții. Unii oameni mănâncă haotic, compulsiv, fără a fi atenți la ceea ce bagă pe gură, singurul lor țel fiind de a umple burta și de a satisface nevoile. Da, mâncăm ce și cum mâncăm datorită emoțiilor noastre. De fapt, noi prin mâncare hrănim corpul emoțional și nu cel fizic. S-a demonstrat că tot ceea ce mâncăm acoperă doar 10% din necesarul nostru de energie. Atunci, de unde obținem restul de 90%? Din prana, energia cosmică infinită din jurul nostru. Chiar există, la ora actuală, minimum 10.000 de oameni pe pământ care nu mănâncă de ani de zile, iar știința nu poate explica acest fapt, deoarece a observat că omul nu rezistă mai mult decât 30 de zile fără hrană. Bineînțeles că nu, le și dau dreptate, pentru că i-au studiat oamenii normali, care se identifică total cu experiențele lor fizice și cu emoțiile lor. Dar există mulți alții care au trecut la un alt nivel, care și-au dat seama că există ceva dincolo de acest corp, că corpul nostru este doar instrumentul prin care trăim aceste experiențe lumești, că divinitatea se manifestă prin el și prin tot ceea ce este. Acești oameni pot face minuni doar pentru că au trecut peste condiționările normale. Mai există situația în care omul ajunge să fie bolnav, deoarece am fost programat să credem că suntem niște biete victime supuse sorții și condițiilor exterioare, că ne atacă bacteriile, virusurile, ale căror singur scop este distrugerea noastră, că nebunesc celulele, o iau razna și încep să distrugă întregul. În acest caz, acești oameni își vor preda în exterior responsabilitatea, din frică, bineînțeles, și vor apela întotdeauna la un expert și o vor face la fel nu doar în aspectul sănătății, ci în tot ceea ce privește persoana proprie, cum ar fi apelarea la dietetician, popă, trainer personal, etc. Tu ești cel mai mare expert în ce te privește. Tu ești cel mai bun nutriționist pentru tine. Nimeni nu știe mai bine decât tine ce este bun ori bine pentru tine. Iar aici putem include toate aspectele vieții, precum am mai spus. În ce privește alimentația, noi avem ceva sacru numit intuiția, manifestată prin poftă. Când avem poftă de ceva, acea poftă apare pentru că de acel aliment are corpul tău nevoie în acel moment. Dar noi ce facem? Apelăm la experți, care însă știu totul din cărți. Chiar am avut un caz la terapie. O persoană a făcut cancer la ficat. De ce? Avea niște probleme de sănătate și când a mers la medic, acesta i-a dat o listă cu tot ce nu mai avea voie să consume. La dracu, spuse el, tot ce îmi place se află pe lista asta. Și astfel, chiar dacă nu se înfometa, deoarece nu a putut mânca ceea ce îi plăcea, ceea ce avea nevoie, a făcut cancer la ficat. Iar acum voi atinge o altă latură a acestui aspect al alimentației.
Există oameni care vor să aibă grijă de sănătatea lor. Iar în acest sens, ei au înțeles că alimentația are un rol important și pot să confirm acest lucru. Dar ce se întâmplă? Studiind despre alimentația sănătoasă, unii dau de alimentația vegetariană, alții de cea lacto-vegetariană, alții de cea vegană, alții de cea în care consum doar semințe. Și axându-se pe una din ele cu care cred că rezonează, încep să afle tot mai multe informații. Ce se întâmplă? Cu cât studiezi mai mult ceva, acel ceva va intra profund în subconștientul tău și îți va transforma adevărul interior, până când ajungi să crezi că acel ceva e cel mai bun lucru în viață. Poate să vină apoi oricine să spună altceva, că tu vei ține cu dinții de adevărul tău. Și te rog să nu ai personal, o să reacționezi în atac la ceea ce spun, mai bine observă ce emoții trezește în tine când vorbești despre acest subiect. Credințele tale vor fi întărite și de experiența cât e de groaznică carnea, de exemplu, pentru că ți s-a făcut rău când ai încercat să mănânci odată carne. Bineînțeles că ți se face rău dacă nu ai mâncat de un an de zile, în care mucoasa stomacului tău s-a restructurat pentru a face față unui alt tip de alimentație. Corpul tău va refuza carnea, nu o va putea digera. Plus că datorită credințelor tale că nu e bună și îți va face rău, chiar îți va face rău. Gilbert Renaud, fondatorul Recall Healing, spune așa: mănâncă 70% mâncare sănătoasă și 30% otravă. Mâncarea sănătoasă poate fi orice obținut natural, mâncare de la bunica, legume, fructe, carne, etc. Iar otrava se referă la mâncarea procesată din supermarketuri. Să nu înțelegi greșit că nu este ok ceea ce faci, ceea ce mănânci. Doar să înțelegem că fiecare din noi este ceea ce este datorită multor programări și condiționări. Asta trebuie doar să observăm. Acesta este sensul articolului. Nu există bine și rău. Fiecare experiență este divină, pentru că tot ceea ce există este manifestarea lui Dumnezeu. Suntem programați să credem că trebuie să mâncăm 3-4 mese pe zi. Multe diete sunt pe tema asta și mulți bani se fac din suplimente. Dar ce se întâmplă? Când mâncăm robotic, fără încetare, toată energia, tot efortul organismului se va axa pe digestie și pe distribuirea hranei în corp. Când însă îi dăm o pauză, începem să avem energie pentru mintea noastră. Mintea începe să se limpezească și să folosească acea energie pentru partea ei creativă, care ne duce în profunzimea ființei. Chiar pauza mai lungă se numește post. Iar dacă ești omnivor și mănânci orice, postul de o zi pe săptămână te va ajuta în ce privește sănătatea ta. Corpul se va simți eliberat. Dacă însă reușești să înțelegi cele spuse anterior, am o idee bună pentru tine, pentru a trece la un alt nivel de conștiință. Ce-ar fi să încerci, pe lângă postul de o zi, să mănânci carne doar de maximum 2 ori pe săptămână? La început, poate va fi greu, dar vei vedea în timp rezultatele, beneficiile asupra sănătății tale. O altă idee ar fi să mănânci de 2 ori, maximum 3, pe parcursul a 8 ore. Iar aceasta este valabilă pentru toate tipurile de alimentație. Să oferi o pauză de 16 ore organismului. De exemplu, dacă mănânci ultima oară la 7 seara, să nu mănânci nimic până a doua zi la 11. Și asta până când acest tip de regim va face parte din viața ta. Crede-mă, postul este o minune. Este vindecător. Merită să-l incluzi în viața ta. Bineînțeles, dacă dorești să ai un corp și o viață tot mai sănătoasă, mai echilibrată. Există posturi de o zi, de 3 zile, de 7, 14, 21 și 40 de zile.
O implementare a postului dovedită a fi foarte benefică este în felul următor. Post de o zi pe săptămână, post de 3 zile o dată pe lună, de 7 zile pe trimestru și de 21 de zile o dată pe an. Eu tocmai am ieșit ieri dintr-un post negru doar cu apă de 7 zile. Este extraordinar. Pe lângă faptul că am dat jos un kilogram pe zi, există o grămadă de alte beneficii: purificare, eliminare extraordinară de toxine, proces observat în urină și fecale, vindecare, transformare în conștiință, dar și în corp, pace, echilibru și, foarte important, dependența de mâncare. Am realizat că acesta era conflictul datorită căruia, cu toată munca mea de evoluție de ani de zile, stagnam la aceeași greutate. Cea mai mare dependență este, da, cea de mâncare, chiar dacă nu o considerăm ca și dependență. Este un program vechi de la începuturile timpurilor, care a dus la multe convingeri rigide, limitative, care ne condiționează viața. Iar odată ruptă, devii liber de obligativitatea celor trei mese, de ideea că mori dacă nu mănânci, de convingerea că trebuie să umpli stomacul când ți este foame și de multe altele. Simți o ușurare, o eliberare. Am auzit despre multe cazuri și chiar cunosc o persoană care s-a vindecat de cancer după un post negru de 40 de zile. Postul negru de 40 de zile este cel mai profund, dar trebuie mare atenție, pentru că e nevoie de anumit nivel de conștiință pentru această aventură. Nu este pentru oricine. Revin acum la sfârșit cu precizarea că nici eu, la fel ca niciunul din noi, nu dețin adevărul absolut. Ce am vorbit din observațiile și experiențele mele proprii. Așa ar trebui să facem toți și să permitem orice altă părere care diferă de a noastră. Am avea astfel o lume mai bună, fără luptă, pentru că de aceea există luptă în noi, încercarea de a controla și a impune adevărul propriu celorlalți. Dacă simți că te-au ajutat aceste informații, te rog să dai share la acest video ca să-i ajutăm și pe alții. Iar pentru multe alte informații, abonează-te pe paulcostea.ro. Și nu uita, vin sărbătorile, iar eu îți ofer promoții substanțiale la cursurile mele. Să-ți poți face ție și celor dragi un cadou frumos: transformarea în conștiință care te va ajuta toată viața. Afli detalii pe paulcostea.ro/promoții-Crăciun. Mulțumesc!